Interimatul lui Florin Roman la șefia Camerei Deputaților a expirat astăzi, 2 noiembrie, astfel încât Sorin Grindeanu a devenit noul șef interimar al Camerei. În acest moment au fost 7 voturi pentru Sorin Grindeanu pentru a prelua șefia Camerei Deputaților ca interimar pentru următoarele 2 săptămâni. Deputatul PSD Sorin Grindeanu va prelua președinția interimară a Camerei Deputaților în urma unui vot în biroul permanent al Camerei. Decizia a fost luată după ce a expirat mandatul de interimar al liberalului Florin Roman. Mă bucur că domnul Grindeanu a reușit să creeze o majoritate în Parlament să fie președinte interimar, a spus președintele PSD Marcel Ciolacu într-o conferință de presă. A fost un vot în care cei de la PSD și ceilalți 7 au votat pentru mine. Următoarea propunere era doamna Prună. Având majoritate, nu s-a mai supus la vot, a spus Grindeanu. Funcția de președinte al Camerei Deputaților este una cheie în activitatea parlamentară, Camera fiind una decizională la legi în multe domenii importante, precum justiția. Președintele Camerei este ales cu voturile majorității deputaților.